apoi să căutăm să ne regăsim sănătatea. Asta apropo și de discuțiile care am avut permanent cu cei de la medicină, apropo de ce înseamnă terapia bolilor sufletești sau terapia bolilor spirituale a lui Larcher, ca atitudine, ca stil de viață, ca mod de reprezentare care dă un echilibru intern, o bucurie de a trăi, care are în spate și un flux cumva mai subtil care mă face să fiu stabil, să mă bucur că se vine o nouă zi, nu să fiu în disperare în, că din nou e luni dimineața și să am depresia până într-acolo încă luni dimineața să fac și infarct, că începe o nouă săptămână. Pentru neliniște putem lua câte o pastilă de Bach sau Vivaldi, de exemplu. Pentru ocolirea evenimentelor periculoase consumăm mai multe tablete de maro. Deci acest gen de exprimare pare foarte exoteric, așa, foarte aberant, dar în spatele lor noi încercăm să studiem și să căutăm adevăruri, așa cum am pățit eu cu unul dintre studenții mei care vă povesteam, care m-a introdus în lumea radiesteziei și care mi-a spus că veți înțelege, domn profesor, mai multe când veți ști să gândiți cu pancreasul. Vă dați seama că e o afirmație foarte ciudată, foarte ermetică. La prima etapă chiar am crezut că mă ia peste picior. Iar în etapa numărul 2 a continuat și asta a fost, de fapt, elementul declanșator care a spus, înțeleg că nu înțelegeți și, de fapt, n-ați ajuns la nivelul încât să decodificați sunetul produs de bătaia unei singure palme. Deci, pe atunci nu eram sensibil la nicio discuție sau nicio direcție de acest gen și de aceea am fost foarte iritat în prima etapă, dar după aceea am început să înțeleg că în spatele tabletelor de maro și în spatele poeziei lui Nichita Stănescu se află o condensată, un tip de înțelepciune de o asemenea manieră încât trebuie să ridic eu mintea ca să pot să o percep, nu să o bag într-o clasă și să mă retrag din zona respectivă. Deci, ce facem noi aici, ați văzut la un moment dat, exerciții de gândire. Deci, încercăm să facem un spațiu, un holodeck, în care să dăm la o parte jos măștile noastre și să facem împreună niște exerciții de gândire pentru a pătrunde și a filtra și a da la o parte iluzoriul de esență și a putea aborda o temă mai subtilă. Ați văzut deja că au apărut, pe lângă universul fizic pe care noi știm să studiem, energomaterial, au apărut deja niște cuvinte noi, suflet-spirit. În contextul nostru începe să apară mai net o bifurcație majoră și definesc ca fiind context științific în care se urmărește minimizarea componentei subiective introduse prin experiment, în rezultatul final. Deci acest context științific înseamnă, în principiu, să fie un rezultat stabil, statistic și independent de subiect, adică să nu depindă de cel care îl face, pe când ce vorbeam adineauri, cu sufletul și spiritul, este o problemă absolut personală și radiestezia, cu atât mai mult, este o metodă de biodetecție în care omul este senzor, adică și el, ca subiectiv, devine parte componentă din experiment. Și atunci, Drăgănescu definește acest context ortofizic în care, principial, prezența subiectului și trăirii subiective este impusă chiar de natura cercetării. Subiectivul face parte integrantă din contextul experimental. Și atunci, din acest punct de vedere, ar trebui să definim cum este o știință a acestei minți. Cum să mă apropii de această etapă în care subiectul să devină parte componentă din și să-l admit ca atare, că lucrul nu este nici alb, nici negru, este galben, pentru că vreau eu să fie galben și că așa sunt eu structurat. Și atunci, ce valoare are? A cui e valoarea? E personală? Este generală? Deci încolo sunt o grămadă de lucruri care, într-un fel sau altul, Drăgănescu le structurează destul de bine în ceea ce se numește ortoexistență, arhetip, ortobiont și multe alte cuvinte care, cu grupul care se va structura, în special pe lângă Cristian, apropo de grupul de știința minții și a formării minții, pe toate ne vom lămuri. O altă problemă extrem de importantă, vă aduceți aminte cele două emisfere cerebrale stânga-dreapta, cea rațională, stângă, cea filozofică, contemplativă, emoțională, dreaptă, sunt funcții diferite. Pe noi ne interesează extrem de tare puntea asta de legătură între cele două și ne interesează niște tipuri de abordări. Poate oare mintea rațională să identifice, utilizând o funcție de esență structurală, o întrebare destinată minții intuitive pe care aceasta să-și poată înțelege? Deci pot să pun o întrebare, rațională întrebare, în cuvinte, în trăire, în gând, astfel încât cealaltă emisferă, care prin definiție este fenomenologică, nu are cuvinte, să o înțeleagă. Deci trebuie să fie o trăire acolo, nu poate să fie un cuvânt. Dacă cuvintele nu declanșează trăire, emisfera dreaptă nu înțelege. Deci ne pune problema cum să comunic cu acea parte din mine care are capacitatea să determine universul acesta subtil, apropo de intuiție, să zicem, la prima vedere, să zicem că e mai mult de atâta. Dar și invers, mintea intuitivă poate să răspunde, ea poate să urle în disperare, să ne dea o grămadă de semne, nu te duce, nu te duce.
Și din păcate să nu înțeleg nimic din trăirea respectivă, să nu pot să decodific și v-am dat mai multe exemple de-a lungul timpului. Că se întâmplă cele două, avem o grămadă de informații și o grămadă de exemple. Vă dau unul din trăit. L-am mai dat ca exemplu, dar fiind mai mulți noi, eu să-mi permit să-l reproduc încă o dată. Am trăit experimental următoarea situație, care vine un semnal dintr-o zonă de genul ăsta, fără să fi fost nevoie decât eventual a posteriori să încep să gândesc ce s-a întâmplat, pentru că inițial a fost de cu tot o altă factură. Eram într-un oraș nou, prima dată în orașul respectiv, cu o țintă foarte netă, să văd un magazin special cu piese de electronic, asta era într-o perioadă de 75 sau 76, deci era o perioadă de foarte mult timp, unde în România nu exista un magazin de, cum spun, de componente electronice de tip hobby, cum era în Ungaria, eram în fața primului asemenea magazin. Trebuia să mă întâlnesc cu soția mea de abia peste 2 ore, cu tot alt loc. Eu m-am apropiat de magazinul respectiv pentru că asta era tractorul și în vitrină chiar văzusem o parte pentru care m-am dus. Și în momentul ăla critic, când eram în fața magazinului, doar să intru în el, ceva din mine m-a cârmit că mă duc să mă întâlnesc cu soția mea. Deci a fost instinctiv o mișcare în altă direcție care mi s-a părut, după aceea de analiză, aberant pentru simpla idee, că n-aveam de ce. Atractorul era maxim, i-a avut o direcție aberantă, pe o motivație aparent instinctivă, că trebuie să mă întâlnesc cu soția mea, și în secunda următoare, de sus, de la etajul 3, a căzut un perete de geam, exact pe verticala locului, un perete întreg de geam, și m-a acoperit cu un nor de geam, de bucăți de geam, dar nu m-a tăiat. A fost atâta. În direcția asta am făcut așa. Ilogic și aberant. Această formă extrem de interesantă de necomunicare în cuvinte, de ilogic, de irațional, se manifestă pe când la multă lume și în multe cazuri. Esențial este să vedem cum apare, de ce apare și să o putem studia. Pe ca să o putem studia, trebuie să acceptăm subiectivul și ireproductibilitatea, pentru că nu pot să-mi pun experiența asta să văd statistic mă taie sau nu mă taie. Deci nu pot să fac chestia asta în orice formă de experiment. Da? Și o să vedeți în cele din urmă că sunt două tipuri de experimente, unele de tip statistic, de tipul occidental, care au nevoie de reproductibilitate, ca așa e gândirea statistică să fie sigură, mai inginerească, și oriental, în care lucrează cu un eveniment. Pe oriental nu îi interesează. Fiecare eveniment e unic și este stătător. Și din fiecare eveniment este modulat de univers și, de conform idee, nu curge apa, sau știți cum e cu apa, cu cursul în aceeași apă, cu caldat în aceeași apă. Deci, cu alte cuvinte, să lămurim un pic ca atare. Avem șansa să abordăm niște științe pierdute, niște teme pierdute, niște elemente care au fost odată la un nivel foarte înalt, dar pentru asta avem șansa să avem o metodologie nouă care se obține prin integrarea cunoștințelor din știința complexității, știința computațională, fizica cuantică și știința cogniției și această nouă variantă știința minții. Deci vă sugerez că sunt niște direcții, metadirecții, care încă nu se fac la școală, dar noi ne-am propus ca împreună cu toți profesorii care sunt în această sală, împreună cu noastră, să structurăm puțin niște cursuri, pur și simplu, suplimentare, niște cursuri de upgrade, dacă vreți, că upgradăm calculatoarele și nu upgradăm pe noi, astfel încât să puteți înțelege ce se află măcar în spatele acestor cuvinte, ca să înțelegeți cât de mare disponibilitatea pe care o aveți pentru a putea ataca probleme de genul acupunctura, care îmi sugerează existența unei structuri și funcționalități subtile ale corpului viu, dincolo de anatomic, deci histologii pot să tot tai țesutul, nu o să văd niciodată că acolo e un traseu de acupunctură. Și cu toate astea, difuzia unui trasor radioactiv, ați văzut poate experiențele în biologie, un trasor radioactiv injectat într-un punct de acupunctură se duce în difuzie exact pe traseul de acupunctură. De ce difuzia se face pe acea problemă care nu are un țesut diferențiat? Și asta o constatăm și la Gaia, la Pământul sine. Se constată și o să vedeți lucruri care derivă din treaba asta, din științele pierdute, că nu trebuie să pun pe un câmp, de exemplu, niște fertilizant din ăsta sau, cum să spun, îngrășăminte chimice pe toată suprafața. Ci de anumite puncte care sunt importante, la fel cum sunt puncte acupunctură. Deci începe să existe o metodologie de căutare unei structuri importante, informaționale, dacă vreți, cuvintele aici încep să amestece, în care punând în anumite puncte îngreșământul, pur și simplu ca substanță, nu ca și cantitate, el are valoare asupra unei arii. Și asta, în general, paradoxal, sau poate nu paradoxal, se face pe teritorii multe, în general, la nivelul academic, în zona Rusiei. Deci, în partea orientală, își spune cuvântul și veți vedea foarte multe teme extrem interesante și cu formalizare matematică importantă în spate, pe aceste lucruri care par pentru occidental prostii orientale.
chiar așa sunt numite prostii orientale, ar veni cu prostii din astea din Est. De asemenea, biodetecția, diferite fațete, care sugerează un cuplaj informațional între minte și mediu, între minte, minte, om, om, om istorie, om viitor, om trecut. De asemenea, tehnici de măsurare prin tesigrafie sau alte metode care îmi permit să văd anumite stări, dacă vreți, care sunt mai mult sau mai puțin favorabile, dând poate pentru prima dată un fel de senzor, și o să discutăm concret, un fel de senzor pentru ceea ce se numește calitatea vieții în anumită zone și care, în principiu, sunt modulate de ritmuri astrofizice. Deci, avem dovezi deja experimentale, dar avem din 1920 în mod explicit, avem deja în Academie, cum spun, lucrări de doctorat de nivel extrem de important, dar care, neavând o substanță sau un suport fizic, teoretic, conceptual, au rămas doar niște empirii, niște experiențe empirice. Noi considerăm că, împreună cu dumneavoastră, pe teme transdisciplinare, printr-o cunoaștere de nivel înalt a unor cunoștințe din tipul acestor metodologii, prin însăși conceptualizarea dată de gândirea transdisciplinară a lui Basarab Nicolescu și nu numai, cu toată eșafodajul ăsta de gânditori români care au format un mod de abordare către ceea ce se numește informație, către arhetip, către om universal, să fim capabili să discutăm această problematică în continuare. Deci, aceste elemente permit o integrare, aceste elemente se fac, de fapt, ca explorare și vă propunem să intrați cu noi în explorare. Să vă considerați măcar 10% exploratori. 10% să vă bucurați eventual de o aventură a cunoașterii, nu de a învăța pentru că aveți examen și pentru că e foarte util dat de o grilă care nu știu cine o face. Să aveți puterea să vă jucați cu natura, să vedeți că natura, și o să vedeți la Andy, natura vă va răspunde la explorare, dacă știți cum să puneți problema cinstit în bucuria cunoașterii, nu în intenționalitatea de a obține un rezultat, mai ales dacă e un rezultat cu pragmatismul imediat, cum ar fi un examen. Să reluăm câteva observații fundamentale apropo de construcția minții. Suntem o celulă, un individ, are o interacțiune cu mediul prin simțuri, o capacitate de a memora și a evoca elementele memorate, a unor interacțiuni cu fenomenele din jurul respectiv și pe lângă interacțiune cu toate fenomenele, mai sunt niște interacțiuni cu semenii, care formează o clasă specială de interacțiuni, pentru că e printr-o comunicare de altă factură, inclusiv prin simboluri de tip cuvinte, limbaj și așa mai departe. Dar deocamdată ne gândim la un individ, mai mult mai puțin izolat, dar, cum să spun, corelat, cum să spun, scufundat într-o realitate, care, într-un fel sau altul, o putem modela în realitatea noastră matematică prin ceea ce se numește o rețea neurală fără supervizare. Pur și simplu, o rețea neurală care nu are intenția de a decoda ceva care înseamnă recunoașterea unui cuvânt, sau pur și simplu, o capacitate de a găsi un invariant într-o lume de fluctuații. Suntem într-o lume de fluctuații. Nu sunt doi pomi la fel, dar putem să facem distinții între o tufă și un copac. Nu sunt doi nori la fel și facem distinții între cumulus și nimbus, de exemplu. Deci, cu alte cuvinte, acel ceva din noi care e capabil să vadă diferența în sine este ceea ce numește o rețea neurală fără supervizare, care e modulată foarte tare. Deci un om important este că vede și observă. Deci primul lucru fundamental care vă rugăm, observați, deschideți ochii în jur, observați natura. Nu treceți nepăsător pe lângă o fisură, sau de multe ori o să o fisură, poate să vă dea informații extraordinare, o fisură în asfalt. O să vedeți ce importantă este și cum se așează fisura de asfalt în nordul zonei și de ce nordul este mai într-un fel și sudul mai într-un fel. Apropo, după aceea, inclusiv social, apropo de asimetria istorică nord-sud. Altul ăsta de observare, în principiu, are câteva probleme. De ce mă uit? Este o mare problemă. De ce să mă uit? Cum spun, ce câștigi din chestia asta? Sunteți extraordinar de educați pe ideea respectivă. Păi, și eu o să mă uit și mă duc să explorez. Dar de ce? De bucuria cunoașterii, atât tot. Nu vă spune nimeni nimic altceva decât de bucuria. Și unii simt asta, alții nu o să simtă treaba asta. Dar e foarte important de ce mă uit. Pentru că pot să mă uit din întâmplare, de curiozitate, din constrângere. Dacă facem din constrângere, nu o să vedeți aproape nimic. Adică o să vedeți un singur lucru. Cine n-a mai pus să spin aici că mă constrânge, las să mă uit. Deci automat gândul ăsta va domina. Nu veți fi cu radarul, vorba aia, pe toate direcțiile, să absorbiți eventual ceea ce natura vă poate da. A doua problemă, unde mă uit? E foarte important unde vă uitați. Dacă vă uitați numai în cartea de școală, nu o să vedeți nimic. În cartea de școală vedeți cel mult trecutul structurat de cineva. Și vă uitați doar ca să aflați niște fraze, ca să spuneți profesorul la examen să treceți de examen, dar nu vă ajută pe dumneavoastră ca entități umane niciodată. Deci un lucru foarte important este să încercați să înțelegeți că unde te uiți e foarte important. Și ce vreți să vă sugerăm? Să vă uitați în natură, nu în cărți.
în natură, natura va fi elementul fundamental care vă învață o grămadă de lucruri. Chiar dacă în prima etapă aparent n-are rost. Paradoxal, acolo unde credeți că n-are rost, acolo e rostul mai mare. O să vedeți și la cuvinte Andy mai mește decât mine. Pe rost și noi, mă. Cu ce mă uit? Foarte important. Păi cu ce să mă uit? Pot să mă uit cu propriile simțuri și n-o să văd multe lucruri. Pot să mă uit cu aparatură, dar o să vedeți că aparatura s-a înghețat într-o anumită formă, de ce înseamnă aparatură, mă uit printr-o paradigmă, care deja e cablată, e în aparatul ăla. Și deci cu atât mă uit prin trecut, cum ar veni. Cum să mă uit ca să văd viitorul? Scopul e să vedem viitorul, să mergem mai departe, nu să fim numai tezaurizorul trecutului. Deci contează cu ce instrumente, cu ce modele și cu ce concepte mă uit în realitatea înconjurătoare. Pe măsură ce înțeleg asta, voi încerca, dacă am timpul și energia să mă uit, să observ, treptat mintea va face această discriminare și încep să văd lucruri care alții nu le văd. Și la un moment dat asta, în timp, o să încep să văd, să le clasific și le denumesc. Și diferențiez și recunosc și asum. Și la un moment dat pot să și comunic. De aceea este de importanță strategică, apropo de ce încea Drăgănescu cu cele trei etape, a fire, a ști și a spune. Deci, ființez ideea, după care și nu știu că există, după care încep să o simt ca fiind internă, nu știu că mă zgândere că trebuie să fac ceva și după aceea este finalul care înseamnă am spus-o și a devenit descoperirea pe care Einstein, de exemplu, îmi dă ca exemplu. Fără să trec foarte rapid pe treaba respectivă, deci în concluzie, aceste informații se adună permanent. Trebuie doar să fiți atenți. Nu știți când aveți nevoie de informația respectivă. Vă dau un exemplu, iarăși vă dau un exemplu personal care l-am trăit și puteam să nu fiu acum aici, pentru simpla idee că atunci nu că mi-ar fi căzut în cap vreo sticlă sau altceva, ci pur și simplu pentru că puteam să fiu exmatriculat în anul întâi. Și când eram eu în facultate, în anul întâi să fiu exmatriculat, însemna 2 ani de armată și probabilitatea să mai fac eu ceva după aceea era destul de mică. Și cum s-a întâmplat treaba asta? Pur și simplu pentru simpla idee că am fost atent și am observat într-un moment care aparent nu mi-aducea nimic. Eram la practică la Timișoara și în practica de la Timișoara eram cumva un grup de 25 de studenți din București care aveam și un specialist acolo, un întrebător de practică care nu prea stătea cu noi, era în altă parte și noi mergeam de la ora fixă, că trebuia să intrăm în fabrică la ora fixă și nu ne dea voie să ieșim din ea decât tot la ora fixă. Și în perioada respectivă, aproape 8 ore, ce să facem în fabrică? Se adunau pe grupulețe și jucau cărți.